Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această dimineață este în cartea Numeri, capitolul 21, de la versetul 4 la 9. Numeri 21 cu 4 la 9. Să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu iese nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l pe o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Iată un cuvânt care ne aduce aminte despre niște vremuri străvechi, vremuri apuse în istoria poporului lui Israel, însă vremuri care vorbesc la fel de puternic și astăzi cum au vorbit atunci. Evenimentul despre care am citit are loc spre sfârșitul celor 40 de ani de pribegie prin pustiu al lui Israel. Au ajuns la marginea pustiului, la punctul de a intra în sfârșit în Canaan. Aron, marele preot, tocmai a murit și a fost îngropat, iar Moise pregătește acum poporul cu ultimele instrucțiuni din partea lui Dumnezeu despre felul în care vor intra în Canaan și vor cuceri Canaanul. Este foarte interesant că un fenomen se întâmplă și se vede în viața aproape a tuturor oamenilor. Aproape întotdeauna când ajungi la capăt, când ajungi în preajma binecuvântării, tocmai acolo se pierde răbdarea. Acolo își pierd oamenii cumpătul, așteptarea și așa s-a întâmplat cu Israel, aici, în punctul în care trebuiau să intre în Canaan. Și datorită faptului că au început să se poarte iară cu necredință, Dumnezeu i-a îngăduit la o încercare teribilă. A îngăduit să vină peste ei o invazie de șerpi veninoși. Biblia îi descrie șerpi înfocați, înseamnă veninoși, care au mușcat pe mulți israeliți. Erau în corturi, erau pe afară, erau spândiți, nu? Peste 2 milioane de oameni. Și au fost foarte multe victime. În situația aceasta, cuvântul Domnului spune că cei ce erau încă în viață au venit la Moise și au zis: n-am făcut bine ce am făcut, că ne-am pierdut răbdarea, am murmurat împotriva Domnului, am murmurat împotriva ta și a conducerii poporului, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ca să fim iertați.
și să putem scăpa de plaga aceasta de șerpi veninoși. Și soluția cu care Dumnezeu a venit a fost o soluție pe care numai Dumnezeu poate să o conceapă, pentru că omenește nu este o soluție care să dea rezultate. Ce rezultate să dea? Să fii mușcat de un șarpe veninos și apoi să zici, mă duc să mă uit la o reprezentare a unui șarpe, o reprezentare făcută din aramă și puse pe o bară de lemn, chiar ca sub forma unei cruci, că aceasta o să-mi facă bine. Este absurd. Dar dacă Domnul a spus, acesta va fi remediul pentru voi, înseamnă că Dumnezeu a chemat poporul la credință. Pentru că numai prin credință, dacă te uiți la un șarpe de aramă pus pe o bară de lemn și probabil, cum am spus, și sub formă de cruce ca să poată să fie atârnat, poate să aducă izbăvire, fiindcă a vorbit Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuiește crezut pe cuvânt, indiferent ce vorbește. Istoria s-a petrecut atunci, dar istoria se repetă și în zilele noastre. Dacă te uiți în bisericile locale, contemporane, biserica contemporană a obosit. Este aproape venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos și biserica a obosit tocmai în faza aceasta finală a alergării ei spre premiul ceresc. Și oamenii încep să murmure, să fie descurajați și în loc să aibă experiențe glorioase cu Dumnezeu, dau înapoi. Dau înapoi. Se divizează, murmură împotriva Domnului, murmură împotriva leadership-ului bisericii și sunt puține locuri, este acesta un adevăr, sunt puține locuri unde tot poporul este bucuros, unde este fericit. Toată lumea se plânge că are probleme. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, în dimineața aceasta, prin mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, am o veste bună. Dumnezeu încă este în controlul situației tuturor oamenilor de pretutindeni și a bisericii lui de pretutindeni, inclusiv a bisericii Emanuel. Amin? Și apoi, vestea bună este că am ajuns la marginea pustiului. Se văd binecuvântările de dincolo de pustiu, în care trebuia să intre Israel și în care trebuie să intrăm și noi. Și Dumnezeu este bucuros ca să ne ducă în binecuvântări. De aceea, haidem să ne uităm din nou la pasajul acesta, la aspectul lui practic și profetic și să învățăm împreună un mesaj pe care l-am intitulat Vindecați de mușcătura șarpelui. Vindecați de mușcătura șarpelui. Ne vom uita la trei lucruri practice care vei vedea că ne vorbesc direct nouă, celor contemporani, celui mai mare eveniment care trebuie să se întâmple sub soare în aceste zile, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, vindecați de mușcătura șarpelui. Și pe noi ne-a mușcat un șarpe, mai veninos decât șerpe din pustie. Este șarpele cel vechi. Este diavolul, pe care Biblia îl numește un șarpe, de la început, datorită șiretlicului lui, dar datorită planului de moarte pe care îl are împotriva oamenilor și l-a avut împotriva omenirii și datorită veninului pe care îl are în minciună și în ascunderea adevărului. Despre el, despre planurile lui și despre credința în Dumnezeu. Trei lucruri le vom urmări. Primul este păcatul israeliților și al nostru. Cum am zis, israeliții sunt obosiți. Imaginați-vă că au plecat din Egipt să intre în Canaan
Și după calculele multor specialiști în teren și în distanță, puteau să ajungă la granița Canaanului în câteva zile. În câteva zile. În 2 luni de zile să se poată organiza și să treacă dincolo și să înceapă cucerirea. Dar timp de 2 ani de zile s-au mutat din loc în loc, o perioadă de încercare, pentru că apoi, după 2 ani de zile, după ce Moise a spus, mergeți și spionați țara, să vedem din ce punct începem cucerirea ei, a Canaanului, și vom intra în Canaan. S-au dus 12 spioni, cum știți istoria biblică, au spionat și au venit cu un raport foarte dezamăgitor. 10 dintre spioni au spus, nu se poate intra în Canaan. Este un loc cu cetăți prea mari, dar fortificate, cum nu se vede în altă parte. Ziduri înalte. Se umblă cu trăsurile pe zidurile din jurul cetăților. Sunt înalte, imense, blocuri de piatră pe care nu le ridică oameni obișnuiți. Și apoi o populație pe care nu o vezi oriunde. Este o populație de urieși în Canaan. În raport cu înălțimea lor, cu puterea lor fizică pe care o manifestă, cu statura lor, noi arătam ca niște lăcuste. Ne-am temut să nu fim striviți de piciorul lor, să ne calce. Nu putem cuceri Canaan. Și datorită acestui raport negativ, s-au descurajat, iar mâna Domnului a fost împotriva lui Israel. Dacă 40 de zile țara a fost spionată și ați adus raportul acesta și spuneți că nu puteți intra măcar că eu vă dau țara în primire, atunci 40 de ani veți rămâne aici în pustiu și veți pribegi din loc în loc până când veți reuși să intrați în Canaan. Au trecut 40 de ani, deci au ieșit din Egipt cu mare entuziasm că intră în Canaan. Și acum, după 40 de ani, s-obosiți. Sunt convins că și tu, ca și credincios individual, familia ta, biserica, avem făgăduințele noastre că Dumnezeu este cu noi și ne va binecuvânta. Crezi lucrul acesta? Te întrebi, dar unde e făgăduința lui Dumnezeu? Că de mulți ani auzim același lucru. Au fost profeți printre noi și au vorbit că Domnul ne va binecuvânta, că Domnul va aduce trezire, că Domnul va face lucruri mari, frumoase pentru noi. Eu cred că Domnul se ține de cuvânt. Trebuie să ne ținem și noi de credință și de Domnul. Suntem poate la capătul puterilor și am obosit ca israeliții. Dar să vedem ce au făcut ei, cum au păcătuit ei. Nu cumva la fel am făcut și noi, de n-am intrat încă în posesia binecuvântării. Primul lucru, în păcatul lor, i-au păcătuit împotriva Domnului. Versetul 5, partea 1. Poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu. Împotriva lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, orice păcat pe care îl facem, dar orice păcat, în primul și în primul rând este un păcat împotriva Domnului. Psalmul 51, versetul 4, David spune acest mare adevăr, căci împotriva ta am păcătuit, numai împotriva ta și am făcut ce este rău. Păcatul este împotriva lui Dumnezeu, împotriva sfințeniei Lui, împotriva planului Lui de bine pentru tine și pentru mine.
Și ca și israeliți odinioară, și noi am păcătuit împotriva Domnului. Cum au păcătuit ei? Și cum păcătuim noi? Ne pierdem răbdarea? Murmurăm la ce vedem? Și nu aducem în rugăciune problema pe care o vedem? Ne facem singuri dreptate? Ne luăm problema în mâinile noastre și o rezolvăm fără Domnul? Întinăm și pe alții cu păcatul nostru și cu vorbele noastre? Nu mai lucrăm la pacea și la unitatea bisericii și a poporului? Părăsim casa Domnului? Demonstrăm necredință? Așa au făcut israeliții. Așa face și biserica contemporană. Păcătuim împotriva Domnului. Și nu este bine. Dumnezeu nu vede de bine lucrul acesta. Nu numai atât. A doua latură și dimensiunea păcatului israeliților și al nostru este păcătuire împotriva lucrătorilor Domnului. Tot în versetul 5 din numer 21, partea a doua, spune: au păcătuit împotriva Domnului și împotriva lui Moise. Când ne pierdem răbdarea și credința, atunci nu mai ținem cont de nimic. Ne vedem pe noi personal îndreptățiți să luăm atitudinea pe care o luăm, să vorbim cum vorbim și să ne purtăm cum ne purtăm. Nu ne vedem pe noi personal vinovați, vedem pe alții vinovați și de aceea vrem să facem dreptate judecând pe alții. Aduceți-vă aminte de o cântare spirituală, se cânta cu ani în urmă în bisericele Domnului, este scrisă de Nicolae Moldovean pe când era în temniță. Unul din versetele acestei cântări spune: voi trudiți de remușcare sau voi drept închipuiți, recunoașteți deopotrivă că sunteți pierduți, greșiți, cu grăbire, cu grăbire, azi la Domnul să veniți. Toți trebuie să ne întoarcem la Domnul. Toți, fără excepție, de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, de la părinte la copil. Numai în felul acesta Dumnezeu poate să lucreze cu noi. Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru și pe noi ne socotim drepți și numai cel de lângă noi este vinovat și lovim în cel de lângă noi și în conducerea bisericii în continuare, biserica nu face altceva decât să se împrăștie mai mult și pacea pe care Dumnezeu ar putea să ne-o dea mai repede întârzie să vină. Păcătuire împotriva Domnului, păcătuire împotriva liderilor bisericii și apoi au păcătuit împotriva proviziei Domnului. Partea finală a versetului 5 din numărul 21, uitați cum zice: căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Au vorbit ei drept? N-au vorbit. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul Dumnezeu nu dă lucruri proaste. Nu ne trimite lucruri de nimic. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune apostolul Iacob. Puneți pe ecran Iacob 1 cu 17 și 18. Aduceți-vă aminte de acest cuvânt și puneți-l la inimă. Pentru că unul din păcatele noastre este să murmurăm împotriva proviziei lui Dumnezeu, a purtării lui de grijă. Iacob 1 cu 17 și 18. L-ați găsit? Cuvântul Domnului, vă aduceți aminte, spune în felul următor: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, căci tot ce ni se dă bun și desăvârșit vine de unde? De la Dumnezeu,
Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Glorie Domnului! Dar ca și israeliții, care primeau mană în fiecare zi, care primeau în mod supranatural apă, în mod supranatural mâncare, supranatural. Pentru că uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, 1 Corinteni 10:3-4. Uitați-vă la acest aspect care scapă de foarte multe ori când citim Biblia, pentru că mergem așa ca și pe o poveste. Toți au mâncat în pustie aceeași mâncare, de care? Duhovnicească. Duhovnicească. Era o mâncare spirituală și nu știau că ei pun mâna pe hrana îngerilor, pe mană. Mai departe, versetul 4, l-ați spus. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Au băut cea mai bună apă. Cea mai bună apă. Și lor li se părea că beau apă Evian. Dar era o apă specială, duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Vă spuneam și altă dată, este chiar așa de greu să murmuri că nu-i bună apa, că nu-i bună mâncarea? Păi, frații mei, uitați-vă la acest amănunt. Asta trebuia să le vorbească măcar. Și lor, și apoi să vă spun ce trebuie să ne vorbească și nouă. Erau la Horeb și a zis, murim de sete. Și Domnul i-a spus lui Moise, du-te, cheamă poporul în fața ta, aici, pe stânca din Horeb, și lovește stânca în numele meu, cu toiagul tău. Și stânca aceasta va da apă. Murim de sete. Și Moise a spus, uitați ce mi-a spus Domnul, veniți aici. S-au adunat în stâncă. Probabil ne gândeam că dacă ne pui la săpasă, să săpăm vreo 80-100 de metri și să dăm de ceva fir de apă în stâncă. Da, pentru că pe stânca aceasta locuia Hristos în momentul acela. A lovit stânca și a curs apă. Dar n-au rămas la Horeb. Aici este problema și mirarea mea. N-au rămas la Horeb. S-au învârtit 40 de ani în pustie. Cum de nu i-a trecut la nimeni prin cap să zică, măi, eram în Horeb și curgea apă din stâncă. Uite, acum suntem din nou lângă Marea Roșie. Stânca asta tot aici e. Și tot din stânca aia curge apă. Cum de nu le-a trecut prin cap așa ceva? Pentru că stânca mergea după ei. Era o stâncă care se plimba. Și n-au văzut. Și n-au vrut să priceapă. Ni s-a amărât sufletul de hrana asta proastă. Când Dumnezeu face minuni în fața ta, aia numești tu hrană proastă? Grupurile noastre de închinare nu sunt bune. Asta este vorba multora. Nu sunt bune grupurile noastre de închinare. Selecția lor de cântări nu este bună. Hrană proastă, frate Coco. Dați hrană proastă. La noi în biserică este rutină. O organizare proastă. Rugăciunea de la noi inexistentă. Școala duminicală la noi de niciun rost. Predicile de la noi. Avem mai bune pe internet. Activitățile sociale de la noi. Și așa dezapreciem lucrarea cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar vreau să vă întreb
și să-mi răspundeți cu frică de Domnul. Însoțește Dumnezeu cântarea de la închinare aici la Emanuel? O însoțește Domnul cu Duhul Sfânt? N-aveți curajul pentru că vă temeți de el lângă dumneavoastră să nu vă judece. O însoțește sau nu o însoțește? O însoțește. Este rugăciune inspirată de Duhul Sfânt în biserica Emanuel? Este. Avem predici binecuvântate, adânci în cuvânt, în biserica Emanuel? Avem. De ce numești o hrană proastă? De ce disprețuiești tu darurile cu care Dumnezeu a binecuvântat biserica în care tu te închini? Suntem la marginea pustiului. Intrăm în binecuvântare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne rugăm Domnului să ne deschidă ochii, să vedem bine ce avem. Ce tot vorbești de rutină? Du-te în ce biserică vrei în lumea aceasta? Pentru că oriunde te duci este rutină. Oriunde te duci este rutină. Programul începe cu rugăciune, cu o cântare, cu predică și mergem acasă. Asta este rutina. Programul începe cu worship, cu predică, cu rugăciune și mergem acasă. O rutină este în orice biserică. Dar ne place să ne legăm de niște cuvinte ca să numim lucrarea Domnului hrană proastă și să nu vedem că judecata noastră este, să nu spun proastă, ca să crede cineva că îl jignesc. Judecata noastră este subțire. Dacă vrem să punem mâna pe binecuvântare. Dumnezeu a făcut promisiuni glorioase pentru noi. Și dacă vrem să punem mâna pe promisiunile lui Dumnezeu, atunci trebuiește schimbare. Trebuiește schimbare. Pentru că după ce am văzut păcatul israeliților și al nostru, ați văzut cum se aseamănă. Cel de-al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem aici este pocăința israeliților și a noastră. Dacă păcatul lor a fost un păcat întreit, și pocăința este întreită. Observați în cuvântul Domnului trei lucruri în pocăința lor de care avem nevoie și noi. Primul este confesarea lor. Versetul 7, partea 1, numărul 21. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Aceasta ne trebuie la toți. Confesare. Să nu creadă cineva că dacă fratele cutare nu știe despre vorbirea ta, despre murmurele tale, despre intrigile pe care le-ai făcut, să nu creadă cineva că Dumnezeu nu știe. De ce este nevoie, dacă vrem o trezire spirituală, reală, și la Emanuel, și dacă vrei o trezire spirituală în biserica în care te închini, trebuie, în primul și în primul rând, o confesare a fiecăruia dintre noi. Du-te la fratele, du-te la sora, du-te la lider, du-te la cel pe care l-ai vorbit de rău, cel pe care l-ai nesocotit, cel despre care ai vorbit neadevăruri și știi că ai vorbit neadevărul. Du-te și spune-i: tu nu știi, dar eu am vorbit împotriva ta, am vorbit despre tine și am vorbit în felul acesta împotriva lui Dumnezeu și n-am făcut bine. Și de aceea în casa de rugăciune sunt ca un acan a cărui purtare ascunsă nu face altceva, a cărui viață ascunsă nu face altceva decât să fac biserica Domnului să dea înapoi. Trebuie confesare. Fiul risipitor n-a avut posibilitate de a fi îmbrăcat din nou cu haină strălucitoare, de a avea din nou un deget inelul autorității, de a avea din nou în picioare sandalele care îi permiteau să intre în casă, pentru că robii n-aveau dreptul să intre în casă cu sandale, numai de sculți trebuiau să intre. N-a putut să aibă harul acesta până când nu s-a dus în fața tatălui și a spus: tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Te rog, iartă-mă. L-a iertat tatăl? L-a iertat. Credeți că Dumnezeu ne poate ierta și pe noi? Trebuie
astăzi să-ți deschizi inima și să faci această confesare. Al doilea lucru, pe lângă confesare, au venit la Moise cu o petiție în smerenie. Partea a treia a versetului 7 din numărul 21, rogă-te Domnului. Și Moise s-a rugat pentru popor. S-au dus la Moise și au vorbit împotriva lui și l-au acuzat și au vrut să-l omoare cu pietre. Dar acum, când și-au dat seama de păcatul lor, când au văzut că șerpii îi mușcă, au zis, am greșit, am păcătuit. Știm că Domnul te ascultă, rogă-te pentru noi. Și Moise n-a fost un îngânfat, n-a fost un om care să arate cu degetul, v-am spus eu. S-a dus cu smerenie înaintea Domnului și s-a rugat pentru popor. Și Domnul, care este plin de milă și de îndurare, a dat îndurare, a dat iertare, a dat binecuvântare, a dat ridicare, mărit să fie Domnul. Nu s-a schimbat, fraților, nu s-a schimbat. Trebuiește smerenie și din partea liderilor și din partea poporului. Și al treilea lucru, în pocăința lor, deci după confesare, după petiție în smerenie, s-au dus la cel pe care l-au jignit. Roagă-te cu noi! Au admis condiția de moarte în care se aflau. Versetul 6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Au venit și au zis, dacă nu te rogi pentru noi, dacă nu ne iartă Dumnezeu, murim aici cu toții în ambițiile noastre. Murim aici cu toți în pustie și nu mai putem să intrăm în Canaan. Toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu nu se vor mai împlini. Și Dumnezeu apare ca un Dumnezeu neputincios. Au zis, asta e condiția noastră. Deci, prima dată păcat, al doilea pocăință și apoi cel de-al treilea lucru, în al treilea rând, este prezervarea lui Israel și a noastră. Israel a fost izbăvit din condiția în care s-a găsit. A fost izbăvit de șerpi. A fost izbăvit de moarte. A fost izbăvit de păcatul murmurului, de păcatul nerespectului, al necredinței, al neconsiderării darului lui Dumnezeu, hrană proastă. Cum a fost prezervat? Prezervarea pe care o dă Domnul este în primul și în primul rând rânduită de Domnul. Versetul 8, numărul 21. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l pe o prăjină. Este extraordinară soluția lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a spus lui Moise, de șarpe ați fost mușcați, de șarpe să fiți vindecați. Dar e o profeție subtilă aici, care spune în felul următor. În lume, prin om a intrat păcatul, prin Adam și Eva, și izbăvirea lumii de păcat, cum se va face? Tot prin om. Dar un om desăvârșit, un om care este deopotrivă om și deopotrivă Dumnezeu, se va numi sămânța femeii, se va numi Mesia, se va numi Iisus Hristos, se va numi Fiul lui Dumnezeu, glorie Lui. Păcatul a intrat prin om va veni izbăvirea. Deci este rânduită de Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit ca izbăvirea noastră să nu fie prin puterea noastră, că nu o avem. Suntem prea mândri să admitem că am păcătuit, prea mândri să admitem că noi am greșit, prea mândri de prea multe ori. Dar a venit Dumnezeu care n-a păcătuit. A venit Iisus Hristos și s-a făcut păcat în locul nostru. Pentru ca eu să trăiesc. Pentru ca tu să trăiești. Al doilea lucru în prezervare, pe lângă faptul că aceasta este rânduită de Dumnezeu, prezervarea lui Dumnezeu este la îndemâna tuturor.
Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Oricine. Frate, asta nu cred că e pentru mine, e pentru tine. E pentru mine și pentru tine. E pentru mine ca pentru tine și pentru tine ca pentru mine, la fel. Este la îndemâna fiecăruia. Îți trebuiește un pas în credință. Un pas în credință. Trebuie să admiți că ai nevoie de izbăvire și trebuie să privești spre ce poate n-ai vrut să privești. Trebuie să privești spre Domnul, spre șarpele de Aram aici. Aduceți-vă aminte ce spunea cuvântul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15. Puneți-le pe ecran. Ioan 3 cu 14 și 15, pentru că aici este împlinirea, este o împlinire profetică. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este la îndemâna tuturora. Și apoi, cel de-al treilea aspect al prezervării, prezervarea lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, este efectivă întotdeauna. Dă rezultate? Dă. Moise a făcut un șarpe de aramă, versetul 9, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe, privea spre șarpele de aramă și trăia. Asta înseamnă că israeliții s-au smerit și au zis, dacă asta este formula, noi credem ce a spus Domnul. Nu era putere în șarpele de aramă, ci putere era în cuvântul pe care l-a spus Domnul, priviți spre șarpe și veți fi vindecați. Acolo era putere. Aia a fost credința lor. Ascultăm ce spune Domnul. Ni se pare ciudat. Poate că ți se pare ciudat. Pentru că, am să vă dau un exemplu. Într-o biserică, în Chicago, am vestit cuvântul Domnului și le-am dat un exemplu despre puterea de vindecare a Domnului Iisus Hristos și de felul în care Domnul se uită la nepriceperea noastră. Eram student la seminar și în București, și am fost în biserica din Popanan. Acolo a slujit fratele Sile Rosche, că dânsul a fost un nume cunoscut de toată comunitatea română, dar pe vremea aceea păstorul principal senior era fratele Matache. Era și vicepreședintele cultului. Era un om simpatic, un om simplu. Și dânsul tocmai afirma lucrul acesta și spunea: poate că Dumnezeu ți-a vorbit un lucru pe care tu nu-l înțelegi. Dar dacă ți l-a vorbit Dumnezeu, crede-l, spunea fratele bătrân Matache. Crede-l, pentru că Dumnezeu nu vorbește să se afle vorbind. Dacă ți-a spus că te vindecă, a dat-l un exemplu, dacă te unge cu un de lemn și te vindecă, așa te vindecă Domnul. Și mi-aduc aminte că și seara ne-am dus în ziua aceea tot la Popanan, la biserică. Când am ajuns acolo la biserică, a venit un bătrân cu soția lui. Și a zis, frate Matache, înainte să înceapă programul, eu vreau să spun dumitale. Dacă îmi dai voie, eu spun și în biserică. Dumneata, știi că eu de ani de zile am niște dureri de cap de multe ori, aproape că îmi pierd cunoștința. Și nu mai știu ce medicamente să iau. Dar astăzi când m-am dus acasă, am fost așa de cercetat de cuvântul care l-ai spus dimineață. Eu vă spun cum eram lângă dânsul și i-am auzit vorbind. Încât i-am zis la baba mea, tu babă, adă uleiul ăla cu care faci mâncare,
Că dacă fratele Matache a spus că și cu ungere, cu un de lemn vindecă Domnul, hai să ne rugăm Domnului. Și ce mi-a adus baba uleiul, ce mi-am umplut pumnul și mi-am frecat tot capul, frate. Și ne-am rugat. Și durerea mi-a fost luată cu mâna. Mă simt așa de bine și-s bucuros să viu să spun. Și eu am zis, poate că ți se pare simplist. Dacă Dumnezeu vorbește, nu este simplist. Da, în biserică era o familie din neamul mare al fratelui Ișvan, că mulți l-ați cunoscut pe fratele Ișvan, care a fost în sacramento. Sau din familia lui mare. Acum vă spun ce mi-a spus familia, deci, persoană în cauză. Și a zis, frate Gog, a doua zi se întâmplă asta, că am predicat vreo 3 sau 4 zile la rând. Frate Gog, aseară ne-a zmerit Domnul, dar ne-a vorbit așa ca să înțelegem că Domnul este mai mare decât noi. Cum? Și ne-am dus acasă și am vrut să ne oprim să mâncăm undeva. Copiii n-au vrut, au spus că nu le trebuie nimic decât niște cartofi pai, french fries. Atât, să le fac niște cartofi pai acasă. Și dacă asta au vrut, i-am spus și la soțul, mâncăm și noi niște cartofi cu ei. Și m-am apucat, i-am curățit și am pregătit și acum vreau să-i pun la prăjit. Și zice, frate Gog, vă spun că eu am fost de vină. Eu am zis către soțul, mie mi-e tare drag fratele Gog, dar cred că fratele Gog câteodată o ia pe ulei. Zice, astea au fost cuvintele mele. Dar cum să vorbească așa de simplu că a umplut omul ăla pumnul cu mâna cu un de lemn și a făcut pe cap și s-a făcut bine? Astea sunt fabulații. Așa ceva nu se întâmplă. Cred că ar trebui să-i spunem la fratele Gog, pentru că cu noi prieten și va înțelege, nu se va supăra, să nu mai vorbească de asta în biserică. Și spunea sora, frate Gog, când vorbeam asta către soțul meu și către copii, eu am pus uleiul pe cuptor, tigaia cu uleiul, ca să se încingă și să pot să pun cartofii. Și vorbeam cu soțul și n-am fost atentă. Și am vrut, mi s-a părut că miroase ulei ars și am vrut să împing tigaia, să nu fie chiar pe sobă până pun cartofii. Dar nu m-am uitat la sobă. Și când am dat cu mâna, mi-am scăpat mâna în ulei. Și o scăpat mâna în ulei, în ulei încins. Și am scos un țipăt, s-au speriat și soțul și copiii și când mi-am ridicat mâna de acolo, știți când te arzi, se strânge. Așa mi s-a strâns mâna, a spus sora. N-am putut să mi-o mai desfac. Și am început să plâng de durere și au venit lângă mine, a spus, sunăm la salvare, fugim la salvare cu tine, că nu ești bine. Și am zis, sună, dar când soțul s-a dus să caute telefonul să sune, mi-a venit în minte, ești de vină, ai vorbit de rău pe robul Domnului și ai vorbit de rău lucrarea mea. Acum trebuie să te mărturisești în fața familiei și să te rogi cum ai auzit cuvântul spus. Și am strigat la soț, nu mai sună, nu mai sună. Că uite ce mi-a vorbit Domnul în gând și le-a spus, noi am vorbit de rău, lucrarea lui Dumnezeu și pe omul lui Dumnezeu. Haideți cu mine și vă rugați cu mine pentru mâna mea. Și spune sora, a luat soțul niște ulei, cum v-a văzut pe dumneavoastră la biserică, m-am uns pe frunte și copiii și-au pus mâna pe umerii mei și au început să se roage. Și în timp ce se rugau, simțeam cum mi se desface mâna. Simțeam cum mi se desface mâna. Când s-a terminat rugăciunea, mâna mea a fost ca și când n-a fost arsă niciodată. Nu mai era roșie, nu mai era durere, nu mai era nimic și uitați, frate Gog, mâna mea este bine. Asta se întâmpla a doua zi.
Da. Dumnezeul nostru este mare. Poate ți-a vorbit și ai zis, din astea, nu cred că Dumnezeu face din astea. Dacă Dumnezeu a vorbit, El face lucruri pe care tu nici nu le gândești. Așa cum este una din cântări după profetul Isaia. Iată, eu voi face lucruri noi.